zici că îți iubești țara, zici un lucru greu. Deci un lucru greu, un lucru care presupune... Politica astăzi, mai ales în România, nu mai ține cont neapărat de dreapte. Lucrul ăsta a avut un impact major asupra. Cei care critică doar că a iubi o țară este foarte greu. Adică este un lucru nobil. Cei care se pretind iubitori de patrie și nu... și ignoră efectele patriei. Deci asta este de fapt important. Pentru asta luptăm. Sunt niște profesori care nu și-au înțeles menirea. Și avem aici pe domnul Andrei Spoială, care a luat premiul 2 la Izin și premiul Emilia Munteanu. Este o datorie morală față de statul pe care îl reprezinți. Școala nu le satisface dorințe și nevoile. Nu-i lăsa pur și simplu. Nu le permitea că școala, din punctul de vedere al tinerilor, nu mai corespunde aspirațiilor lor. Dacă baza nu este, n-are cum să se completeze clădirea. Sunt tineri care au parcurs 13 ani de școală, că nu sunt, deci eu nu mă pot încadra în categoria naționaliștilor. Eu am alte principii pe care mă bazez. Cu talentul și pasiunea nu poți să faci nimic în viață, din punctul meu de vedere. Nu poți să trăiești din talent. Asta o pot spune că reprezintă, mă rog, istoria reprezintă pentru mine inițial o pasiune. Că părinții mei m-au încurajat să-mi urmez pasiunea. Din momentul în care a intrat în clasă, se observă de la opoști. Și cea Rosetti erau liberali, dar erau socialiști. Pentru că aș fi vrut să... Pasiunea mea adevărată era istoria. Și eu pentru istorie mă duceam la școală. Pot să zic că m-am simțit foarte bine. Discuția a fost una plăcută, sper să fie plăcută, nu numai pentru noi, și pentru ceva impresionant. Mănăstirea Cașin, meleaguri de civilizație și istorie, comorile județului Bacău, comuna Mănăstirea Cașin. Promovarea turistică a unei zone sau obiective turistice are înainte de toate o funcție de informare, contribuind direct la organizarea plăcută și eficientă a timpului liber. Așadar, prin această broșură dorim să informăm consumatorul asupra produsului turistic. Am România în gând, inimă și suflet. Punea Regina Maria, convinsă fiind că în sufletul mare al ei sunt suntem și noi, locuitorii acestor meleaguri pe care ne le dorim de poveste. O poveste scrisă de oameni credincioși și harnici, iubitori de glie și tricolor, de ie românească pictată în culorile credinței, câmpului și jertfei noastre. O poveste rescrisă astăzi cu mijloacele mileniului 3, cu bucuria de a ne face cunoscuți, de a reda României și, de ce nu, universalității, peisaje, locuri, pagini de istorie și spiritualitate românească, unul dintre cele mai frumoase locuri pe care suntem atât de mândri de la mic la mare. Cu Vaicipedian Zota, spațiul virtual unde poveștile prin viață, iar întâlnirile devin inspiraționale. Sunt Ciprian Zota, gazda acestui podcast altfel și te invit să te alături unei călătorii în lumea conversațiilor autentice și pline de înțelegere. Aici fiecare episod este o fereastră deschisă spre universul fascinant al oamenilor în povești de viață remarcabile. Vom explora experiențe, vise și lecții învățate de oameni din domenii variate, de la artă și cultură la afaceri și tehnologie. Împreună vom descoperi ce ne face umani, cu tot cu succese, eșecuri și momente de înțelepciune. Fie că ești în căutarea unei motivații, a unei idei inspiraționale sau doar dorești să descoperi mai multe despre lumea din jurul tău, de vorbă cu Bai Ciprian Zota, te va ghida printr-un peisaj variat de povești captivante. Așadar, pregătiți-vă să vă conectați la conversații sincere și să explorezi fascinația fiecărui povești a fiecărui invitat. Un like și un subscribe e gratis și mă ajută foarte mult. Așadar, te invit să facem această călătorie împreună cu un alt tânăr olimpic
din Onești, unul pentru care istoria și scrisul sunt parte din viața sa. L-am descoperit personal la un simpozion, dacă nu mă înșel. Pe atunci nu-l cunoșteam, însă din prima mi-am dat seama că este un tânăr foarte inteligent și cu o pasiune interesante. Dar o să descoperim pe parcursul acestui podcast. Așa că am decis să mă informez întrebând oameni și după ce am participat personal, cred la două evenimente la care unul am înțeles că a fost inițiator și unul invitat, încă de pe atunci mă gândeam că ar fi bine să-l invit aici în acest podcast. Așadar, bine ai venit, Victor Cutașu, de vorbă cu Bacilian Zor. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc mult pentru invitație și vă mulțumesc mult pentru introducerea, oferta generoasă de care ai făcut. Da, de obicei vorbesc cam mult. Vorbesc mai mult decât invitație. Deci, să începem pentru început câteva cuvinte despre tine. Cine este Victor Cutașu și de ce? E foarte greu să te definești din punctul meu de vedere. Pe plan profesional, viața mea este constituită și este animată de un element fundamental, și anume istoria și trecutul umanității. Asta o pot spune că reprezintă, istoria reprezintă, inițial o pasiune, iar după aceea s-a transformat într-o proprie carieră, să zic. Într-o plăcere, cum ar veni, și o carieră. A debutat ca pasiune și a devenit o sursă de subsistență. începând cu, chiar cu clasa 5, cred, pasiunea trebuie să s-a manifestat pentru mine datorită unui profesor foarte bun pe care l-am avut, profesor Victor Cecina. Poate am auzit, posibil că am auzit. Rudean lui a predat mulți ani, vreo 20 de ani la Colegiul Național de Cantinier. Eu am avut norocul, să spunem așa, de a-l prinde în ultimii ani de profesie. Țin minte că la sfârșitul clasei a șasea, din a lui a ieșit la pensie, când eram în clasa a șasea. Dar de atunci și până acum avem o relație de prietenie sinceră. Mă bucur. Chiar dacă diferența de vârstă dintre noi este de aproximativ 55 ani. Mă bucur că există, că încă păstrați legătura asta dintre profesori și Nu mi-aș imagina viața de elev de gimnaziu sau de elev de liceu sau de om care este, ce este acum, fără un profesor. Și de asta eram un profund recunoscător, veșnic recunoscător și de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră, neintenționat pe stradă sau în parc, și sau organizat, în cadrul organizat, e o reală plăcere pentru mine. Da, e... și acum să vorbim un pic, dacă ne pot spune, cine sunt părinții tăi și cu ce se ocupă? Nu neapărat detalii, știu eu. Da, înțeles. Da, am avut norocul și am norocul în continuare, de părinți care m-au lăsat să mă desfășor. Încă din gimnaziu, experimentează niște episoade aproape traumatizante la școală cu matematica și română, dacă știți. Sigur că sunt desfamiliarizat. Studiul excesiv, și adică închistarea aceasta, constrângerea materiei școlare și programe școlare, care te face să nu mai tind la ceva decât de matematică și română. O tragedie pentru mine, pentru că pasiunea mea adevărată era istoria și eu pentru istorie mă duceam la școală. Și eu, în clasele 5-a, 6-a, doream arzător, ardent,
să mă duc la olimpiada de istorie, care nu exista pentru clasele 5 și 6. Nu exista pe atunci? Nu există, dar nu există, da, pe atunci nu exista olimpiada de istorie pentru până la clasa 8. Deci din clasa 8 exista olimpiada de istorie. Și pe asta, acest fapt a fost un motiv de durere sufletească pentru mine. Acum am înțeles că s-a introdus un fel de olimpiadă pentru micii istorii, să spunem așa, clasele 5, 6, 7, la care colegia ți-a venit de Candiu este campion și aici, cu domnul profesor Bogdan Romandaș, care a reușit să bifeze și această performanță. Da. Ideea e că părinții mei m-au încurajat să-mi urmez pasiune și să-mi ocult eu. Cu talentul și pasiune nu poți să faci nimic în viață, în punctul de vedere. Nu poți să trăiești cu talent și pasiune. Normal, nu poți să trăiești. Este doar o sămânță. Da, exact, e o sămânță care... Da, trebuie să... Sămânța aceasta trebuie să ajungă într-un fertil. Trebuie să o hrăni, trebuie să o îngrijești, să-i dai apă. Exact. Și abia apoi se formează prin muncă asiduă, se formează, să spunem, o viitoare profesie. E, și părinții mei tot timpul m-au încurajat și m-au constrâns în demersul meu, m-au încurajat să-mi urmez pasiunea. Părinții mei sunt, tatăl meu este grafician, a terminat facultatea de arte, specialistă grafică, și un foarte talentat și muncitor, de fapt, să spunem așa, om de afaceri acum. Mama este a terminat facultatea de medicină, a profesat ca stomatolog. Iar în prezent, după ce meseria de stomatolog nu i-a prins foarte bine, că nu e neapărat calea pe care vrea să urmeze, a făcut nutriția, este cu nutriționist și antrenor de personal fitness. Deci ambii părinții mei chiar au studii superioare, iar după aceea și-au completat viața cu alte activități foarte frumoase din punct de vedere, ci relevante pentru societatea contemporană. Pentru că ceea ce fac sunt probleme de actualitate. Da. Se vede talentul. Se pare că s-a moștenit. Străbunicul meu a fost profesor de istorie și probabil da, cine știe, probabil de acolo e pasiunea că, na. Și bănuiesc că te susține în continuare, te susțin părinții foarte... Sigur că da, mă susțin. Bunica mea este maternă, este cea care a avut grijă tot timpul de parcursul meu academic vorbind. Ea este medic, a fost medic, dar liceul a făcut, în anii 50-60 era foarte dur sistemul educațional din perioada asta. Da, să știe că de atunci am învățat eu. Cu toate acestea, tatăl ei fiind chiar străbunicul care a făcut cursul de istorie, a fost profesor la școală. Și nu a beneficiat, a suportat un tratament foarte dur din partea lui. Și a ajuns, ea m-a îndrumat spre o carieră academică, da? Deci, pentru că asta mi-a plăcut întotdeauna. Da, păi e important, e foarte important de ziua de azi să îți placă ceea ce faci. Pentru început, poți să ne dezvălui câteva planuri de viitor? Așa, pentru început? Da. Planurile mele de viitor, eu o să urmez facultatea de istorie, am învățat în București. Admiterea este echivalată, nu este echivalată de diploma de Olimpia Națională. Și asta mă liniștește oarecum. Noi e un stres în plus. Munca la istorie este în fiecare an, mă rog, în fiecare an, deoarece începând cu clasa 8-a,
când a fost un concurs național și după aia în clasa din clasa nouă a Olimpiadă de preferite, nu există una pe competiție de mare avere pentru care să mă antreneze în... Aha, a, deci cum ar veni și într-o continuă învățare. Exact, și asta ar trebui să facă toți oamenii care aleg o carieră academică. Planul meu de viitor este simplu, să vezi sau de istorie și să-mi credez drumul pe această pe partea asta de istorie. Această știință foarte frumoasă. Și dacă se poate să ajut prin contribuțiile, alte contribuții, a vin de public la ceva care țin de domeniul public în țara noastră, ceva, eu sunt dispus să fac asta, să fac eforturi pentru asta. Da, am văzut, apropo de asta, am văzut că ești foarte deschis la orice eveniment, la orice... Te-am văzut la foarte multe... multe evenimente pe care le-am care fie că am fost, fie că nu, și am văzut că ești foarte, foarte dedicat în timpul evenimentelor. De ce? Ce alte pasiuni mai ai în afară de istorie? Da, pe lângă pasiunea mea atentă pentru istorie. Pe mine m-a pasionat, să zicem, că întotdeauna sportul. Sportul? Da, sport. Da, să știi că se vede. Se vede. E, mulțumesc. poate, mă rog, eu m-am uitat de când eram mic, cât se vede. La meciul de fotbal, de exemplu. Pentru mine fotbalul în copilăria mea, să spunem, și în începutul adolescenței mele, a reprezentat un element fundamental al vieții mele de zi cu zi. Nu știu de ce chiar voiam să zic, că nu cumva îți place fotbalul. Da. Sportul rege, cum se numește. Dar la în ceea ce privește fotbal, mai mult să mă uit acolo decât să joc fotbal. A, deci îți place doar să te uiți? Da, să nu. De jucat îmi plăcea foarte mult să mă joc basket. Deci eu m-am jucat basket de vreo 5 ani de zile. Mm-hmm. Și mai mult mi-a plăcut să o fac la nivel de amator. Adică să nu... Am experimentat la un moment dat, m-am înscris efectiv la o echipă, am jucat la competiții. Mm-hmm. La basket? Da. Adică puteam să spun că mă descurcam, adică nu era... Da, na. Dar nu mă simțeam împlinit. Adică pentru mine competiția nu era un motiv de... Nu era un motiv de bucurie, nu era motivat pentru ceva. Mm-hmm. Pentru mine sportul era mai mult o relaxare după o zi grea sau după... sau pur și simplu o metodă de a scutea de timp liber. Mă duceam, de exemplu, în quartal, la teren de piață, de acolo de basket, cu prietenii mei, ne strângeam fiecare zi din vară. Și acolo ne jucam meciuri amicale, fără cuscon, dar bă, erau și goli, erau și... Fără goli nu există sport, mai ales basketul. Mai ales exista și incidente, îmbrâncel, picioare luxate, mâini luxate. Ai avut? Da, piciorul. Nu, nu știu ce exact a fost o pulsație, nu știu exact, dar așa se întâmplă la basket. Este și periculos dacă nu, adică aveam un ritual de încălzeam mai timp, după aia iar meci și era cu scot până la 10, până la 15, dar era așa un lucru amical. Deci era un meci amical. Distractiv. Între prieteni, exact. Între prieteni am putut de a face timpul liber și de a-ți exersa, de a face mișcare, în primul rând, că până la urmă sport este... Foarte, foarte important, chiar dacă nu spunem de multe ori lucrul acesta, este foarte important. E de privit fotbalul, da. Deci fotbalul pentru mine a fost pasiunea numărul 2, să zicem. De privit, eu am fost dinamovist. Adică să înțeleg că nu mai ești sau cum? Nu mai poți? Nu. Pentru că de când... Nu, sunt vreo câțiva ani.
de când m-am debarasat de lumea competițiilor sportive și nu mai sunt oficial niciun fel de, nu mai țin cu nicio echipă. Are Marcus Aurelius în meditațiile sale o expresie care spunea e bine în viață să nu fii nici cu verzi, nici cu albaștri. Se referea la cursele de cai și la competiții de gladiatori. Mă rog, atunci așa era. Acum e cu, poate cu fotbal, cu echipe de fotbal. Da, da. Așa că m-am învățat și eu, sunt nici cu verzi, nici cu albaștri. Și cu echipă, când mă joacă echipa aceea în România, mă uit la, mă mai uit la meciuri. În rest, la campionatul intern, nu mă mai uit deloc. Pentru că era o sursă constantă de nervi și de energie pierdută. Da, m-am debarasat ușor de uitatul la meciul de fotbal. Cum stă un tânăr cu atâtea pasiuni cu timpul liber? Oh, da, e o întrebare foarte bună. Pentru mine timpul liber aproape că e inexistent. Tocmai de aceea. Dar, atât cât există, încerc să-l fructific, să-l folosesc în cele mai bune moduri. Petrecând acel răstimp din zi sau din zile cu persoane dragi mie, petrecând, poate uitând la un film, poate un film, poate un serial, poate ceva care... un cinema, adică avem cinema în oraș. Cred, corect. Da, adică ce ne descurcăm cu ce avem, adică timpul liber, eu îl folosesc pentru am relaxat și am recapăta energia. Te încarci de energie. În rest, eu consider timpul meu liber și timpul care îți cum scriu lucrările. Deci pentru mine, momentele când îmi scriu lucrările, am scris cărți, lucrările pe care am făcut eu de istorie, sunt consider acel timp liber în care apuc să scriu. A, deci și scrisul, da, scrisul este o drăgnicie. Timp de relaxat. În rest sunt obligații școlare, în primul rând, pe care le am și cu care nu sunt de acord tot timpul. Dar nu mă întreabă nimeni dacă sunt de acord. Da, corect. Da. Ești de acord sau nu, da. Trebuie să le faci. Sunt. Oricum ar fi, trebuie să le faci. Sunt. Ședințe, sunt evenimente, sunt, astea nu sunt timp liber. Dar, adică, obligații morale, obligații academice, obligații școlare, astea constituie timpul de lucru și timpul liber poate să fie dedicat scrisului, dedicat vizionării unui film. Da. De exemplu, eu, ca să zic așa, timpul meu liber, de când eram de vârsta ta, era cu ieșit în fața blocului și jucat cu mingea, jucat jocuri pe care generația voastră nici măcar nu le mai știe. Nu cred că cunoaște, de exemplu, era un joc, nu știu dacă ai auzit, de ceva de genul Lapte Glossen. Nu am zis, da. Bun. Mai era ascunse sau ceva de genul. Vă descoase, da? Da, ceva de genul. Da. Și astea erau distracțiile noastre. Și de ce te-am întrebat cum stai cu timpul liber? Pentru că eram curios dacă... ce părere ai tu de, nu știu, tinerii poate mai mici ca tine și de avansul ăsta al tehnologiei, da. Telefoanele. Da, pot să spun, e o întrebare, da, mai bună. Eu, din fericire, am scăpat de acest germen, de acest virus, să spunem, tehnologic, care există acum în rândul tinerilor. Eu am scăpat, nu am fost niciodată dependent de un ecran sau de o aplicație sau de un joc. Da, deci nu te-a tentat. Nu m-a atins, nu că am încercat, adică eu când eram în pandemie sau... Exact. Aveam prietenii, poate un joc video sau ceva, dar niciodată nu mi-a acaparat viața, nu m-a obsedat.
Am știut tot timpul să nu pun limite. Până aici. Da, bariere, până aici, da, da. Să nu pun limite. Până este aici. Totuși ce se întâmplă în rândul copiilor, și asta este cel mai grav de fapt, copiii preadolescenți și mai mici chiar nu au încă capacitatea de a discerne binele de rău. Nu și-au format încă personalitatea, caracterul. Și expunerea obsedantă, patologică la ecrane și la, de fapt, nu neapărat la ecrane, că o vizionare a unui film sau așa este benefică, este chiar o formă de artă, consumă o formă de artă ca și un de la teatru, da? Exact. Este, de fapt, un fenomen foarte periculos, se numește scrolling. Acțiunea de a de a-ți pierde atenția și concentrarea pe un singur cadru și de a schimba frecvent, foarte frecvent cadrele așa. Deci lucrul acesta este demonstrat științific acum, cercetătorii de asta se axează și foarte bine să fac asta, e o problemă actuală. Au arătat că acest scrolling obsesiv patologic duce la inhibarea consolidării unor trăsături foarte importante, precum atenția, precum concentrarea, dificilă atenție, concentrarea și empatia. Exact. Asta este cel mai dăunător efect pe care îl are această utilizare frecventă a rețelelor sociale, cred că asta este în fond. Distrugerea înceată ca un viciu, este un viciu din punctul meu de vedere, dependența de lucrurile sociale, din punctul meu de vedere, este asta care este de droguri. Aproximativ, dar drogurile îți atacă trupul și după aceea întreg organismul. Din punctul meu de rețelele sociale, pornesc de la creier, adică cum reacționează de fapt creierul, o relație între cum reacționează receptorii creierului tău la ce văd. Exact. Și după aia se creează stări de anxietate, de depresie. Deci, din punctul meu de vedere, pierderea empatiei este un lucru care ne aduce un prejudiciu mare asupra societății contemporane. Aduce un prejudiciu mare asupra societății contemporane, pentru că empatia este direct responsabilă pentru a ne împlini menirea socială, pentru că omul este o ființă socială, este un zon politic, da? Deci este o ființă care există doar cu condiția de a fi în relație cu altcineva. Deci este o ființă care singură nu poate să trăiască. Suntem ca un întreg. Da, fiecare om compune acest tot. Nu poți exista ca ființă umană, nu te mai numești ființă umană, dacă tu nu te pui în raport cu ceilalți. Și empatia este o calitate pe care trebuie să o posede fiecare ființă socială. De aia depinde fraternitate, sentimentul de fraternitate, de, mă rog, chiar și de milă, de respect, de sentimente pe care le aduc. Care rezultă din empatie, până la urmă. Și faptul că rețelele sociale care impun modelul și de idealurile noastre acum, adică conceptul de frumos, conceptul de bine, conceptul de corect, conceptul de moral, sunt impuse acum de tendințele aflate pe rețelele sociale. Și asta nu mai gândim cu mintea noastră. Și Gabriel Liceanu are o carte care se numește Nebunia de a gândi cu mintea ta. În societatea noastră, a gândi cu mintea ta și în afara spectrului acesta al rețelelor sociale, Instagram, Snapchat, Facebook, deja a început să cadă, dar acum Instagram, Snapchat sau care mai sunt. Aceste trebuie utilizate ca niște instrumente. Cum e telefonul? E un instrument. Adică e un instrument care ne ajută să trăim. Nu negăm lucrurile acestea. Avansul tehnologic este benefic. E benefic, este benefic. Telefonul
ne ajută să comunicăm la distanță, într-o secundă poți să suni pe cineva din UK sau din SUA, așa de parte. Sunt atâtea aplicații care îți ajută, îți faci un CV imediat, îți faci în 20 de minute, faci un document Word imediat, imediat 5 minute, să filmezi, să fotografiezi, să imortalizezi momente importante din viața ta. Sunt atâtea lucruri benefice și rețele sociale. A te promova pe rețele sociale, asta e viitorul. Adică nu există o companie mare, nu există personalitate mare care nu supraviețuiește fără promovarea de pe internet. Totuși acestea trebuie puse strict în sensul ăsta. Adică de instrumente ale îmbunătățirii vieții tale, nu a distrugerii vieții. Deci trebuie să gândim cu mine, să diferențiem, uite, asta e bine, asta nu e bine. Deci trebuie să avem capacitatea asta de a discerne. Da, spune-mi tu, ce părere ai de, pentru că am văzut foarte mult, apropo că ai vorbit de presiunea de socializare, ce părere ai despre analfabetismul funcțional? Da, analfabetismul funcțional este o problemă, la fel o problemă să fie cumva stringent. E o problemă foarte gravă de ziua de azi. Foarte gravă. Să nu receptezi un mesaj, să nu poți să înțelegi un mesaj dintr-un text, să citești gol. Asta ține evident de pregătirea ta. Sunt familii care nu-și permit încă în România. Încă mai sunt familii care nu-și permit sau foarte greu se descurcă copiii aceia să meargă la școală. Sunt familii care nu creează mediul copiilor în a se dezvolta, adică nu creează mediul propice probabil dezvoltării unui copil. Probabil că nici părinții nu au. Da, părinții nu au, dar este obligația fiecărui părinte să se ocupe de educația copiilor. Societatea, gradul dezvoltare al societății depinde de gradul dezvoltare de educație al populației țării acelea respective, a societății respective. Revenim despre ce vorbeam. Despre analfabetismul funcțional. Părerea mea că, și despre situația asta gravă. Da, din punctul meu de vedere, sunt tineri care în clasa 12 sunt analfabeti. Sunt tineri care au parcurs 13 ani de școală. Sunt tineri clasele primare care... Hai să zicem că băia e de înțeles mai departe. Dar tine care au parcurs 13 ani de școală și nu știu să înțeleagă un mesaj. Tu să înțeleagă un text, în general. Să un text, poate să nu fie capabil să scoată esența și ideea centrală dintr-un text. Exact. Să nu fie capabil să-și facă, de exemplu, un plan al ideilor principale dintr-un fragment. Este ceva incredibil, dar trebuie să ne gândim și la faptul că școala, din punctul de vedere al tinerilor, nu mai corespunde aspirațiilor lor. Cerințele de piața de muncă actuală și idealurile tinerilor nu mai corespund cu performanța academică. Degeaba poți să-i spui tu unui tânăr, să-i transmiți că, uite ce important este să cunoști literatura română sau evenimentele importante, să citești, să citești sau să cunoști evenimentele principale din istorie sau să știi ce a fost Aristotel și ce înseamnă logică, etică și așa mai departe. De ce ai transmis tu asta unui tânăr care nu vede utilitatea lor, adică care nu vede cu ce beneficii poate să le aducă. Cu ce îl poate ajuta? Poți să-i spui tu orice. Sunt tineri majoritari care învață de frica profesorilor care le pun notenici la școală. Ceea ce nu este o metodă bună. Deci este o metodă, nu e o metodă bună pentru că mai târziu
nu o să mai aibă frică nimănui, nu o să mai fie niciun profesor da, care să spune. Și dacă idealul, dacă dorința lor este alta, mai, și dacă școala nu le satisface dorințe și nevoile, nu mai este interesat, vrea să ia bacul la o dată și gata să plece. Da, adică să scapi cât mai rapid de școală. Mai rapid de școală și este de înțeles pe o parte, pentru că societatea așa avansează în direcția asta. Deci, nu putem să comparăm situația de azi cu situația de acum 40 de ani. De exemplu, acum că vorbim de acum 40 de ani, existau școli care pregăteau oameni pentru anumite meserii care astăzi, în ziua de azi, nu mai există. Da. De exemplu, nu există un lăcătuș mecanic. Un mecanic. Că tot vorbeam în podcastul trecut de mecanică. Astăzi nu mai găsești, nu găsești. Doar zici că ai nevoie de un mecanic, trebuie să prin prieteni, prin ăștia mai bătrâni, la tine, nimeni nu se mai îndreaptă. Da, totuși, lipsa de educație. Să știți că educația nu ține doar de asimilarea unor informații. Niciun caz. Deci, educația nu ține doar de asta. Ține de modul tău de a trăi, de a trăi viața. Ține doar de conduita ta. Un om care știe o mulțime de ani sau de informații sau de opere pe de rol, da, ok, dar după aceea, totuși, dacă viața ta, dacă cursul vieții tale nu arată ca un om educat, nu are relevanță. Deci dacă poți să știi o mulțime de lucruri, dar dacă nu au aplicabilitate în viața reală, dacă da, nu e în aplicare... Zici că tu tot înveți, dar na, ceva trebuie să... care să și fie util în viață. Educația e un proces relativ oricum. Deci, educația te cizelează, asta este rolul ei, de a te forma, de a te cizela, de a te fixa, de a te construi. Oamenii dacă merg la... E una din cărămizile vieții. Da, una din cărămizile vieții. Da. Școala promovează niște valori. Da? Valoarea de a fi ordonat, de a fi de a asculta, de a-ți face treburile, adică partea pe care le ai, datoriile pe care le ai, de profesor și așa mai departe. Dar omită să te vezi cum să-ți construiești caracterul. Deci, dacă ai un profesor care se comportă ca un polițist sau ca un conductor de tren, n-ai cum să... Da, n-ai... Deci, profesorul reprezintă un model moral. Da, și deci, un stimulator pentru tine. Da, stimulator, un model moral. N-ai de toate. Adică, vine în fața ta și tot ceea ce face el, trebuie să se gândească că face pentru a construi niște tine. Profesorii care încep să urle, care au crize de nervi la ori, care nu pot să-și gestioneze emoțiile, care nu pot să-și gestioneze nervii, care nu pot să-și gestioneze acțiunile, care nu pot să se tempereze, care lovesc, care jignesc, care înjură, care se îmbracă în pantaloni scurți, în fața elevilor, care... Sunt niște profesori care nu și-au înțeles menirea. Care nu și-au îndeplinit rostul lor în viață profesional, vorbind, pentru că ei trebuie să reprezinte un model pentru profesorii din ziua de astăzi sunt o mulțime de profesori care și-au ratat această menire, au trecut pe lângă ea. Destinul lor nu se mai îndreaptă către formarea caracterului elevilor lor. Și elevii n-au altceva decât să caute altundeva model. Exact. Și caută pe internet, caută altundeva și ce găsesc? Găsesc același tip de om, ca profesorul din fața ta. Sau numai rău. Și nu au repere. Asta e de fapt. N-au după ce să se ghideze. Dacă tu n-ai niște principii, un set de valori morale, dacă tu nu ai niște profesori competenți și care să
de învățare. Un profesor nu are voie să-și fie antrecumpăt, din punctul meu de vedere. Nu are voie. Deci, un profesor este acea persoană care, indiferent ce se întâmplă, trebuie să fie un model moral. Nu înjură, nu jignește, nu lovește. Pentru că toate aceste lucruri arată o slăbiciune a sa. O slăbiciune a caracterului său și o ratare a destinului său. Și distrugerea destinului altor oameni. Asta este. Păi da, dacă, de exemplu, să zicem că, da, profesorul e calm, e liniștit, dar elevul mereu îl provoacă. Da, sunt situații. Evident că există situații și asta trebuie luată asta... ca atare. Deci, un profesor nu are, din păcate, cum să schimbe situația. Din punctul meu de vedere, nu are cum, da. Odată ce elevul, de exemplu, a venit la liceu, în clasa nouă, deci liceul înseamnă deja o etapă a vieții tale în care deja caracterul ar trebui să fie oarecum în formare, adică deja se, principiile morale deja să fie puse în aplicare, deja să fie asimilate, zidite. Un elev care vine în clasa, care intră la liceu și nu are repere, nu este pierdut, nu are repere morale, nu se comportă cum trebuie. Din punctul meu de vedere, nu poate fi salvat de profesor de matematică. Da, deci nu are profesor care, nu, un elev care vine cu acest bagaj negativ, care acasă nu a văzut modelul de urmat, care nu a găsit aceste modele nici în prieteni, nu a găsit aceste modele nici în profesorii de la gimnaziu, nici pe parcursul a 15 ani de viață, cum este la liceu. Din punctul meu de vedere, n-ai cum să... Și dacă profesorul de matematică îl lasă corigent sau țipă sau urlă, nu rezolvă absolut nimic, din punctul meu de vedere. Da, dacă el nu e capabil să... Situația la gimnaziu este complet diferită. Pentru că, odată, în clasa a 5-a când intră, copilul are decât 7 ani de acasă și un pic de ani de școală, de primar, de învățătoare, care să zici, e deschis să înveți, să faci pasoane, să scrii, să citești, să scrii numele. Nu știu, ești informare. Da. Să faci operații matematice simple, să știi un pic, ce înseamnă România, unde e situată și așa mai departe. Da. Când intri ca de fiecare, într-adevăr, trebuie să fii moderat. E și aici intervine rolul profesorului care modelează caractere. E aici intervine, de exemplu, rolul foarte mare dirigintelui, al profesorilor, al materiilor care îl construiesc pe el, care îl învață cum să se comporte în societate. E, în liceu, aceste modele trebuie să fie la fel de relevante, numai că acolo au rolul de a consolida ce s-a creat deja în gimnaziu. Dacă baza nu este, n-are cum să se consolideze clădirea. Deci nu are cum. Deci dacă infrastructura nu este bine clădită, bine clădită, nu are cum să se construiască pe ea. Da, și că tot vorbim de copii și de educația acestora. Să revenim un pic la tine. De ce istorie? De ce nu basket, de exemplu? De ce nu fotbal? De ce nu desen? Dans? Da. Istoria este știința care studiază trecutul nostru și nu numai. Te învață, îți oferă modele. Exact cum am spus eu, de exemplu Hegel. Expunea în asta filozofia istoriei că progresul condiției umane ține și de a analiza greșelile trecute. Și de a vedea ce a fost bine, ce a fost rău și cum putem să facem acum să progresăm. Cumva să corectezi greșelile trecute. Cumva să echilibrezi balanța. De exemplu, avea metoda dialectică lui Hegel. Ne învață că sunt trei etape din care se poate face această consolidare. Avem în primul rând teza, apoi antiteza și apoi sinteza. Exact. Avem în primul rând, de exemplu, dau un
Da, un exemplu foarte... Da. Așa. Exemplu, în epoca victoriană, actul sexual era privit ca un element tabu al societății, era foarte cenzurat. În anii 60, în spatele occidental, a fost extrema cealaltă. Adică a fost o liberalizare, nu la noi, ca noi erau așa, dar o liberalizare accentuată. Mai după aceea, când am văzut teza, care este de fapt la epoca victoriană, apoi antiteza, deci opusul, care este anii 60, după aceea ajungem la sinteză, un echilibru, o balanță, deci sunt trei etape, e o balanță între aceste lucruri, care ne dă oarecare măsură, oarecare echilibru, să știm ce, după ce se întâmplă. Asta este un exemplu ușurel, adică să spunem aproape irelevant, dar asta se poate extrapola la orice alt exemplu, la ce a însemnat libertatea conștiinței umane, de-a lungul istoriei, exact. Până la Socrate a fost inhibată de politeismul acela constrângător tradițional care exista în societățile antice. După aceea, la Socrate a început o libertate a spiritului, exact nebunia aceasta de a gândi cu mintea ta, de a discerne lucrurile, de a le supune rațiunii. După aceea, vine creștinismul, da? Și așa mai departe. Sunt, la fel, acest proces de teză, antiteză, sinteză s-a tot repetat, să spunem. Se spune că istoria se repetă, dar nu identic, adică sunt niște modele, dar nu la fel. Tipare, dar nu la fel. Să vorbim un pic, pentru că ai vorbit mai înainte, de cărți. De când pasiunea asta pentru scris? Pentru mine cărțile au reprezentat un element crucial al copilăriei mele. În clasele primare, tata îmi citea povești, dar nu povești, da, pe lângă poveștile clasice ale copilării noastre, de tuturor românilor, citea, de exemplu, biografii. Aha. Biografia e a personalităților balcanice ale istoriei noastre și a istoriei universale. Da. Exemplu, înainte de culcare, citea despre George Washington sau despre Vlad Tepeș, să spunem, sau despre Alexandru Macedon. Deci personalități care amintirea acestor mi-au modelat viziunea asupra lumii. E foarte important să ai un model, să ai o sursă de plecare. Vezi că e important ca și părintele să-ți sugereze chestia asta. E foarte important, de aceea primul comportament social este cel al limitației. Urmă de socializare. În principiu, un copil imită ce vede la părinți. Da, adică e foarte simplu. Adică părinții sunt niște persoane instabile emoțional, sunt niște persoane nervoase, sunt niște nu are cum din punctul meu de vedere. Măcar în primii ani de viață, adică că suntem la liceu, că suntem mai mari de atât, putem să zicem, uite, asta nu e bine. Este un defect. Da. Când suntem în primii ani de viață, cei 7 ani de viață, nu putem, adică creierul nu are antrenamentul necesar pentru a face acest lucru. Da? Mă rog, de unde pasiunea scrisului? După aceste modele pe care le-am văzut, de exemplu, am văzut cărțile din Neal Ducoara, s-a făcut extraordinare. Cărțile de istorie din Neal Ducoara, care sunt cumva făcute pentru tine, sunt făcute pentru copii. Chiar dacă au multe informație și multe evenimente prezentate, ai un stil foarte plăcut, care m-a inspirat. Și am zis că, uite, eu așa vreau să și tot timpul mi-a surâs lucrurile. Și în pandemie am găsit ocazia, adică când eram prinși în case, am găsit ocazia de dacă ar fi să scriu o carte de istorie, de istorie antică, cum plăcea mie că mi-a făcut și îmi place mai mult cu istorie antică, să vedem ce iese. 2 ani au fost de muncă. Chiar asta era următoarea întrebare, că a fost prima carte care Prima carte pe care am scris-o și publicat-o
Și eu am mai făcut mai multe lucruri schițe și așa mai departe, dar alea nu sunt relevante. Prima carte pe care e scrisă și publicată este Începutul legalității orientale. Chiar poate Andrei, dacă ne poate ajuta un pic să aducă în geantă. Te rugăm mult. Cam adus special dacă dacă doresc telespectatorii să... Da, bineînțeles. Vadă. Normal. Ideea este că la această carte am lucrat 2 ani. Deci asta este. Uh-huh. Deci o să o lăsăm cumva aici. Dar putem să... Vedem noi cumva. Dar putem să facem așa. Sau așa, da. Da. Poate stă. Da. Ideea e că pasiunea pentru istoria antică s-a manifestat de atunci, cred că era în clasa 7, dacă nu știu. De atunci, 2 ani de zile au fost dedicate acestei munci de a arăta cum a început civilizația umană, unde a început, ce înseamnă Sumerul, ce înseamnă Egiptul antic, pe care au fost primii regi, de fapt asta tratează cartea, care au fost primii reprezentanți ai cele mai longevive forme de guvernământ din istorie, care este monarhia. Deci monarhia este cea mai longevivă formă de organizare statală din istoria umanității. Și are în ea, în ADN-ul ei, este ceva natural specific uman. Deoarece din primele comunități umane au început să se desprindă liber. Elementul conducător se desprindea din comunitățile umane un lider de trib, cum era Alfa. Și acolo, așa a început monarhia. Monos înseamnă, în termen grecesc, în termen obiectiv, monos înseamnă unul singur, da? Deci, un element singular, și arhos, arhein, înseamnă a conduce. Deci era conducerea unui singur om, monarhia, pentru că asta înseamnă și acum. Care, acel om care este capabil să decidă, exact, decidentul dinamic al societății respective. Care au fost care au fost principalele lucruri, principalele... Ia să facem așa, stați că... Nu, vroiam să iei un pic cade când răspăiesc. Asta vreau. Da. Sau așa. Ai, uite, ce mai greu. Decidentul dinamic, da? Monarhul, care avea exact responsabilitatea și capacitatea de a lua decizii în numele supușilor săi. În carte, e o călătorie vedea descoperirii primilor reprezentanți ai acestei forme de guvernare, care au fost în Sumer și Egipt. Da, și a despre astea carte. Este o carte care, dacă nu ești familiarizat cu istoria, este greoaie. Mi s-a reproșat lucrul acesta, dar este cumva, adică se așteptau să nu fie atât de greoaie. Este o carte științifică, adică nu, n-am putut să o fac altfel. Deci, din punctul meu de vedere, nu o recomand celor care nu au lecturi istorice încă. Adică, e greu să urmărești filmul. Da, să ai un pic o bază de istorie. Să ai o bază despre istorie ca să poți să... Și te gândești la volumul al doilea, de exemplu? S-ar putea face o ediție a doua, nu neapărat. Ediție. Adăugită, revizuită, poate în viitor, cine știe. Da. Nu se știe niciodată, subiect nu? Care interesează, da, lumea istoriei. Pentru că, de ce zic la volumul 2? Pentru că e foarte mare nevoie de cărți de genul pentru generațiile care vin. Că, după cum ai spus și tu, nu prea mai tind către istorie copiii din ziua de astăzi. Din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin și, din păcate... Da, mai, asta este mersul lucrurilor. Da. Exact. Nu avem ce face, asta e ideea. Exact. Nu ne putem opune. Exact.
să vorbim un pic, da, mai aveai o carte, parcă, nu? Da. Următoarea carte. Cam, care e diferența de distanța la care scrii o carte? Păi distanța e de prima și a doua. Prima și a doua, sau poate a treia e următoarea cu siguranță. Am proiecte, se am proiecte în continuare. Distanța de prima și a doua, cred că este de, nu știu, un an. În fine, scrisul nu este doar o, este și o terapie. E o terapie, de fapt, adică am a-ți scrie conceptele, ideile, părerile. Este un lucru care te împlinește. Pentru mine, cărțile mele sunt ca un fel de copii ai mei. Adică e o relație de mare efect, să spun. Da. Ai încercat să scrii și o carte gen autobiografică, ceva gen jurnal? Conversații cu Emil este un jurnal de idei. Deci, exact la asta vreau să ajung. Ca să... Conversații cu Emil este, să o punem lângă, mare. Da. Tot așa, tot așa. Nu doar așa. Să mai bine aici. Este un jurnal de idei. Cel care le-am dat-o să o analizeze, pentru că eu tot timpul când redactez ceva, când fac ceva, mă interesează lucrul și părerea celorlalți. Dar celor care au o importanță. Da, normal. Care, mine. Care crezi tu da, că... Da. Evident și cititorul e cel mai important. Cel mai important element care dă o recenzie, care are ceva de spus despre carte. Nu, nu. Celor care le-am dat, studiați că nu au putut să încadreze conversații cu el într-un gen, într-o specie. De fapt, este aproape autobiografică această carte. Adică ne expun trăirile. Evident că 80% din ce am scris acolo nu sunt de acord, nu mai sunt de acord. Este vorba despre să vadă un parcurs al unui om, o îndrăcenie în societate contemporană care se confruntă cu probleme zilnice ale acestei societăți. Probleme societății zilnice. Da. Și cum se raportează el la metafizic, la lumea ideilor, să spunem. Cum? Să spun, să folosim un termen platonician. Da. Da. Și că tot vorbim de pasiune. Cum a început pasiunea ta pentru istorie și când ai simțit prima dată că este ceva care vrei să explorezi da, mai profund? Tot în clasa 5, adică cred că rămâne momentul întâlnirii cu domnul profesor Victor Crăchină. Da, ăla e momentul... Țin minte că a fost prima oră din gimnaziu. Deci am intrat în clasa 5-a, marțea, prima oară, deci din lunea fost de premiere, lunea seara de deschidere. Apoi, în marțea, prima oră din tot gimnaziul meu, e un profesor cu care am avut contact, pentru că atunci am avut învățătoare. Primul profesor cu care am avut contact este domnul Victor Cetină, care a rămas pentru mine așa o amprentă în suflet. Da, și am înțeles. Da, m-a marcat. M-a marcat. Marcat, nu știu dacă e chiar cuvântul. Da, m-a marcat pentru că, mă rog, prima experiență cu domnul profesor, vă țin minte că ne punea să avem cursoane cu numele noastre în piept. Uitasem, adică ne-a spus că prima oră, uitasem de profesor, nu am pus și ne cursăm. Și țin minte că ridicam, nu, n-aveam cursul la mine, eram la orea și nu ridicam mâna să răspund. Deja deci eram antrenat în Aha. Să ridicam mâna să răspund și mă punea. Și nu știu, nu înțelegeam de ce. Și mi-am spus că, da, totuși, de ce nu, vreau să răspund și mă pune. Mi-am spus că nu vorbesc cu oameni, de-aia n-au lume. Deci, da. Deci primul meu contact cu domnul profesor a fost niște
dispute, așa, da, bine, dispute, nu neapărat dispute, dispute, da. Domnul profesor avea un mod foarte fiu, are un mod foarte fiu în continuare, în simța lui și este o persoană caldă. Asta este o calitate pe care o pot atribui dumneavoastră. E o persoană foarte caldă, care știe să ia oamenii așa cum sunt, care știe să gestioneze o oră, deci orele de istorie. Știe să modeleze după fiecare, da, deci, copil. Deci orele de istorie erau magici, nu pot să vă spun, deci nu pot să vă transmit. Deci nu pot să spun cuvinte cum erau orele de istorie, nu știu cine, erau magice. Deci dacă la alte ore, precum eu cel puțin, eu cu matematică, cu fizică eram praf pe pulvere, abia așteptam să se sune, să sune o dată clopoțelul la pauză, domnul Ciochin avea puterea. Deci, țin minte că era o oră când explica, mă rog, povestea epopeea lui Gilgamesh, care e primul text literar, spuneam, cumva, dar e al istoriei, spuneam, considerat ca antichilor. Mă rog, sunt multe și înainte, dar nu chiar înainte, dar primul, pentru că sunt poeme sumeriene înainte, dar să zicem că e prima operă mare, capodoperă literară a istoriei universale, a început să ne prezinte, a început să ne prinde firul diegetic, de oația din oră, s-a sugestionat de ieșire din ce prezentam și l-am rugat toți elevii să nu ne, să ne ia pauza și să continue povestea. Așa de captivant. Atât de captivant, adică vă dați seama, niște copii de clasa 5, care sunt nerăbdători, care sunt... energici, sunt, nu poți să te acolo scaune, au probleme, așa. Dar nu e problemă, că problema așa e, la vârsta aceea, energia, nu vrei să dormi la plâns, nu vrei să nu știu ce, exact. Da? Acei copii care au acceptat să-și piardă pauză, să stea pe scaun și să asculte epopea lui Gilgamesh, mi se pare extraordinar. Pentru că, domnule, deci, dumneavoastră nu i s-a întâmplat, de ce dumneavoastră nu i s-a întâmplat niciodată să aibă probleme? A avut probleme cu ele, să spunem că... Zicem problemă, cum a spus de asta, pe cea că îl provoacă. Da. Dar profesor nu există. Adică, cum să zic eu, atitudinea și pasiunea pe care o expunea pentru istorie, nu-i lăsa pur și simplu, nu le permitea elevilor... Le ținea mereu atenție. Nu le ținea elevilor să aibă... Capta mereu atenția, da. Deci, e o problemă să zici că la profesor, deci pentru că sunt profesori de istorie care... nu au vocație, dar nu au pasiune, dacă nu pătrund în tine lecțiile acelea. Exact. Deci, revenind, deci domnul profesor avea acest talent și sunt profesori, încă sunt profesori care au asemenea vocație. V-am spus, profesori mai sunt, într-adevăr, dar sunt. Sunt. Care... Deci, ideea e următor, că sunt și profesori care nu au deloc vocație, care nu au talent, nu au darul acesta cultivat, că totuși darurile se cultivă. N-au dar acesta cultivat de a ține o lecție, de a ști cum se face o lecție. Adică, să ții copilul ăla, de exemplu, să înveți ceva pe omul ăla. Da, să faci atent! N-ai o personalitate care te ajută și n-ai nici vocație, n-ai nici chef, că se vede chef. Adică, da, se observă. Din momentul în care din momentul în care ai intrat în clasă, se observă de la o poștă. Deci cheful profesorului. Dacă are chef sau nu are chef. Un profesor care nu are chef, un profesor care nu-și dă silința să predea, că a preda, nu înseamnă a înșira ceva pe tablă sau a dicta ceva aici atât. A preda. Sau cum era... timpul meu ca să ca să mă fac și mai bătrân. La noi știi ce ne spuneau profesori? Păi copiați textul ăsta, copiați tot ce și învățați pe deal. Exact. Această atitudine nu are nimic didactic în ea. Deci acei oameni nu sunt profesori, ci oameni, deci putea să spun asta și m-am zis, și un controlor de tren. Putea să spunem să copiem un lucru din care. Deci, profesorii care nu predau în adevăratul sens al cuvântului, nu sunt profesori. Sunt profesori care nu fac asta. Adică se numesc doar profesori cu numele, că în realitate nu sunt. Sunt la Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Am avut ocazia
să întâlnesc profesori. Unii sunt așa, alții, ba. Nu există pădure, pădure fără uscături. Normal, e. Nu am, am avut ocazia totuși în gimnaziu de a avea niște profesori care știau să predea foarte bine. Și aici, mă rog, mă refer la domnul profesor Chiotinov, la doamna profesoară Agatha de franceză. Și avem aici pe domnul Andrei Spoială. Exact, exact. Chiar mă gândeam cum să facem chestia asta, ca să facem o legătură. A luat premiul Doina Izin și premiul Emilia Munteanu, nu? Da, exact. Recent, acum am aflat și noi. Deci, asta zic, doamna profesoară Agatha, doamna profesoară Rafaelă de Biologie, doamna... deci erau profesori care te inspirau, care, de la care aveai ceva, dar aveai ceva miloiu, care a fost dirigintea mea în gimnaziu. Doamne, ia. Deci vă dați seama, să dirigintele de gimnaziu să nu țipe odată în 4 ani de gimnaziu. Deci asta mi s-a părut ceva impresionant. Avea un stil, are un stil foarte elegant de a evita problemele, dar în același timp de a le rezolva. Exact. Fără tragedii, fără drame. Deci contează foarte un profesor care pur și simplu iradiază de cultură și de moralitate și de respect. Iradiază respect. Deci exact. Asta făcea doamna mea dirigintă, de exemplu. Deci nu puteai să ai lipsă de respect față de față cu dumneavoastră. Exact. Deci, pur și simplu, au fost niște lucruri excepționale. Da? Sunt și din generațiile mai vechi. De exemplu, știu pe doamna profesoară Ciobanu, care a fost de istorie și la gimnaziu. Doamne, deci ceva extraordinar. Nu se putea. Un profesor de gimnaziu din Onești, care scria cărți, pe care nu le publica, care știa să insufle legile pasiunea pentru istorie, care avea o atitudine morală, o atitudine de eleganță, nu exista să urli în clasă ca o bestie, deci nu exista, la oameni nu exista. Adică n-am văzut niciodată pe doamna dirigintă din gimnaziu urlă, n-am văzut-o niciodată, nu pot să-mi o imaginez urlă. Da, poate n-ai văzut-o tu, dar... dar nu mă interesează ce face în viața personală. Exact. Ideea e că la clasă, atitudinea profesorului trebuie să fie una, să conștientizeze, să aibă în cap ideea faptului că, uite, eu intru în clasa aceasta. Și în clasa aceasta sunt persoane care trebuie să intre în societate și care o să voteze, o să contribuie la spațiul public, și care o să fie oameni. Asta este cel mai important. Intri în clasă cu ideea că eu intru și trebuie să le arăt, uite domnule, așa se face. Deci, așa trebuie să te comporți. Deci, ăsta trebuie să fie. Nu vii, urli, îi pui să copieze, țiplai, le pui note proaste doar așa ca pedepse comportamentale. Mi se pare... Deci, domnule, sunt profesori și din ăștia, dar eu am avut profesori și sunt veșnic recunoscător. Am profesorul care am colaborat, care în particular, de exemplu, care la fel. Deci pentru mine au fost adevărat îndrumători și profesional și spiritual. Deci, în ambele... Foarte importantă treaba asta. Da, de exemplu, să-ți rămână un profesor în cap, în minte... În conștiință mi-a rămas. Doamna profesoară, de exemplu, Marinovici, care era un profesor de matematică și am făcut în particular pregătire cu dumneai, pe lângă că m-a ajutat să trec prin chinul anilor de matematică din gimnaziu și m-a ajutat să trec cu bine peste examenul acela de valoarea aceea, cum se numește acum, clasa 8-a. O persoană foarte muncitoare, care tot timpul nu stătea niciodată, care tot timpul dorea să excele, adică nu să excelez neapărat, dar să mă îmbunătățesc, să fac să fie mai bine data viitoare. Deci lucrul acesta, perseverența,
starea de permanentă de auto de insuficiență pe care o resimțeam, mă făcea să progresez și să ajung cu bine la liceu. Exact. Și că tot vorbim de profesori, zi-mi un profesor, nu știu, un, nu neapărat, poate sună la sol, un top al profesorilor tăi preferați? Foarte interesantă întrebare. Pentru că mai încă stăteam, ești în mai liceu stăteam, și... Da, mai stăteam, e, dar nu e nicio problemă, că până la urmă asta e părerea fiecăruia. Țin de că mai stăteam acasă și mă gândeam, oare, dacă ar fi să-mi aleg eu, să zic, uite, la română vreau să am profesorul ăsta, la română vreau să am profesorul ăsta, mai ce aș face? Mă gândeam. Și acum că puneți întrebarea aceasta, chiar o să cer să dau un răspuns. O ierarhie strictă a profesorilor nu cred că o pot face. Dar pot să spun niște profesori extraordinari care mi-au marcat viața. Deci, aici am avut catedra de istorie a Colegiului Național Dimitrie Cantemir. A fost întotdeauna performant. De când o știu eu? Nu o știu de. Adică sunt și eu, am limitele mele, da? Exact. Dar de când? Din și din ce mi-au povestit? Întotdeauna. Da, asta. Păi din ce mi-au povestit și profesorii mei, profesorii lor. Întotdeauna au fost. Cantemirul întotdeauna a fost la orice. Da, adică orice au fost niște profesori, de exemplu, Constantin Teodor Cioban, de exemplu. Arieta Onesin, Lucia Grigorescu, Alexandru Bârgăoanu. Deci sunt niște profesori care au schimbat destinele oamenii, a generației întregi. Au reușit să... Deci din generația aceea elegantă, de care vă spuneam eu, care a crescut într-un mediu ostil al regimului totalitar, au reușit să depășească barierele regimului. Au reușit să evadeze. Să nu zic că nu. Eu nu vreau să fiu așa, cum era nomenclatura de partid, exact, era... foarte riguroși, foarte țâfnoși. Nu. Ei au zis că nu doresc să trăiesc așa și au luat modele culturale importante și au trăit exact cum trebuie să trăiască un profesor adevărat. Deci pe lângă profesorii aceștia pe care, din păcate, n-am avut cum să-i cunosc. Poate cunosc doar așa, stă la o vorbă, dar n-am avut ocazia să iau profesori în fața mea la clasă. Eu o să ierarhizez aici pe aceștia, dar pot să spun niște profesori care m-au marcat pe mine, de exemplu. Care a avut contact direct. Da, pe contact direct. Țin minte, domnul profesor Știrbăz de istorie. A predat la Cantemir până acum 4 ani, cred. Eram la ora de istoria domnului Ciochina. Și a intrat în clasă, domnul Tibet. Așa. Eu îi dădusem câteva zile înainte o lucrare. Mi-a venit mie să-i dau, nu știu, eu eram tot pe ce am făcut. Dacă n-aveam o lichează, trebuia să mă ocup timpul. Făcusem o lucrare despre asta ca sau 6. Făcusem o lucrare despre... Nu mai știu, poate întemeierea statelor medievale românești. Ba, să aibă un pic cu bunica, un pic descărcat și mai departe. Și eu dădusem și domnului profesor Ciochien de la clasă, dar și domnului, eu am zis că, da, nu mai știu exact ca am spus motivul. Da. Și intră în clasă, într-o oră, și îmi zice băiatul Glor, adică băiatul Glor, că nu știa cum o cheamă, că dacă o cheamă Giudeanu, și m-a strigat toți anii pe am ajuns. Interacțiunea cu domnul Stivăză m-a strigat tot timpul al Judea și acum mă vede. Pentru că pe străbunica mea așa o chema. Și străbunica mea fiind învechei de Dumnezeu și domnul, familia domnului, se cunoștea, mă rog. Și pe mine credea că mă cheamă Judea, da? Da. Deci că așa să vină la clasa nouă să-și prezinte lucrarea. Așa. După pauză. Așa. Doamne, lucrul ăsta a avut un impact major asupra. Deci, țin minte că domnul Ciochina a venit frumos și m-a felicitat, m-a ridicat de cele noastre zmâna. După aceea, după pauză, am luat domnul Stibul și am lucrat împreună la clasa noua, dacă erau pe obișnuinte, naturii foarte mulți minte. Mă rog, oamenii mei nu prea, dar nu prea l-au de obișnuinte în mare parte, dar mi-am expus lucrarea în fața oamenilor care erau pentru mine, vai, clasa noua, liceu deja. Da, era...
Atunci a zis că eu asta vreau să fac. Eu vreau să fiu, că sunt profesor normal sau profesor universitar, eu asta vreau să fac. Deci primul vis al meu este visul didactic, să fiți. Adică visul m-a animat tot timpul cu lucrurile astea, datorită de persoanelor care am făcut. Deci domnul Ciocchini. Sunt profesor de fac, domnul profesor Bogdan Roman Daș, care este următorul meu acum în liceu, a fost următorul meu în liceu și este următorul meu în liceu. Am avut parte și de, cât am fost la clasă de filologie intensivă, am avut parte și de profesor, dar la Mița Noferi, care este la fel un profesor performant. Cu domnul profesor Dr. Bogdan Roman Daș, eu am o relație care, o relație mai subdiscipă foarte frumoasă, să știți. Pe lângă lecțiile de istorie, care sunt foarte bine documentate și frumoase, am reușit să strângem o colaborare profesională foarte frumoasă. Da, deci colaborați foarte strâns. Da, colaborăm foarte strâns. Și pe plan profesional a venit la lansările mele de carte, la toate. N-a lipsit, dar niciun eveniment pe care am organizat și chiar dacă nu pare că sunt, adică sper că știe că sunt recunoscător. Cu siguranță știe. Cu siguranță știe și probabil o să facă. Doamna, da, poate o să vadă podcastul acesta, cine știe. Da. O să-i trimit ca să fiu sigur. Bun, doamna profesoară Mino, doamna profesoară Mutoiu de română, care intra în clasă și toată lumea parcă încremenea. Și se uita la dumneai cum vorbea, ne explica, țin minte că povestea operele literare, ne povestea firul diegetic, mă rog, acțiunea o povestea cu asemenea patos, asemenea pasiune. Așa am avut și așa. Da? Deci asemenea pasiune, când nu-ți puteai lua ochii, nu-ți puteai lua uite, deci era ceva extraordinar. Apoi avea o metodă foarte didactică, foarte înaltă. La fel, foarte, un profesor foarte riguros, doamna profesor Mutoiu, foarte riguros, care citea o carte într-o noapte, care citea o carte de sute de pagini într-o noapte, din capul. Da, m-a rămas, pe dumneavoastră i-am rugat-o să corecteze din punct de vedere că mai au 5 greșelile ortografice, gramaticale, cartea primă, începând de cărți orientale, da. Când am văzut dedicarea dumneai, cât de în serios mi-a luat rugămintea și cât de mult efort a depus în acest demers, am comunicat telefonic, mă suna pentru orice lucru, mă stădea noaptea să-mi pierdea nopți. Deci chiar s-a dedicat. S-a dedicat scrutorul. Pentru a-mi ieși, pentru cizarea cărții mele, că e până la adică totuși era prima carte. Da, până una, dar nu era nicio obligație a dumneavoastră să fac asta, e profesor, e, are și atribuții. Da, normal. Da, deci sunt profesori care m-au marcat. Am avut profesori de geografie bun, am avut profesori de socio-umane bun, deci am avut chiar profesor de fizică, doamna Basov, am avut la profesor Basov. Nu chiar dacă nu eram. Eram pare cu fizica, adică țin minte de notele mele erau foarte mici la fizică, dar chiar dacă notele mele erau mici, eu admiram pe doamna profesor, eu admiram pentru munca de cursă, pentru că scoate olimpici pe bandă rulantă la fizică și pentru înalta ținută morală pe care o are. A, deci, da, normal, e, contează și asta, e da. Foarte important la un profesor. Și acum, să trecem la cum ar veni antiteza acestei despre profesori. Care sunt profesorii care îți displăceau ție? Probabil că astăzi nu te mai întâlnești, probabil că te întâlnești sau îi ocolești. Da. Mă rog, eu încerc, bunica mea are o formă și un fel de ok aici, totuși sociale. Să iei persoana așa cum sunt ele. Să nu încerci să te opui comportamentului lor. Să încerci să încasezi. Marcus Aurelius avea un lucru, nu definește ce mi se întâmplă. Se definește cum reacția noastră la ce mi se întâmplă. Reacția cum este, cum
cât de neclintit este interiorul nostru la, la evenimentele exterioare, pentru că stoicismul pe asta se mai pe lucruri, sunt lucruri pe care le putem controla, precum sunt gândul nostru, reacția interioară, stările sufletești și așa mai departe, și sunt lucruri pe care nu le putem controla. De exemplu, dacă ne îmbolnăvim, dacă ni se întâmplă ceva, un accident, dacă Doamne ferește, ne rupe un picior, o mână, dacă vine ceva și ne ceartă. Dacă vine ceva și ne ceartă, nu avem, adică nu poți să oprești asta. O să te certe și... Da, poți să... Așa, adică nu poți să... Dar... Deci lucrurile acestea nu țin de noi. Deci nu că nu țin un pic, nu că asta indirect poți să oprești zicând că da, nu. Deci nu e organic, nu ne privește pe noi. Totuși, ce ne privește este cum reacționăm în față de asta. Da, e important cum reacționezi față de asta. Care este starea ta? Faptul că pe tine, de exemplu, o piatră căzută pe picior sau o jignire a cuiva, îi face cineva prost. Exact. Da. E un cuvânt. El, în mod normal, nu înseamnă nimic pentru interiorul tău, pentru rațiunea ta, pentru că e un cuvânt. Da? Da. E. Poate pentru unii... Da, stai un pic. Cum? Care este părerea ta, reprezentarea ta față de acel cuvânt? Aia contează. Adică dacă tu ai în cap că, uite, dacă te faci ceva prost, e ceva foarte grav. Deci, practic, noi reprezentarea noastră pe care ne-o creăm față de acest cuvânt, da, te afectează. Că dacă în altă limbă prost înseamnă foarte inteligent, n-am mai fiată, nu? Adică trebuie să ne gândim la chestia. Mă rog, profesorii care, am avut, evident, profesori care au distrăcut, care nu, care am încercat să relaționez, cu care am încercat, dar nu am putut. Nu am găsit puncte comune. Și și este normal, până la urmă. Nu trebuie să fie toți oamenii la fel. Nu trebuie să fie toți oamenii morali. Nu trebuie să fie toți oamenii calmi. Normal. Sunt oameni și oameni. Ideea este ce relație intervine între tine și acea persoană. Dacă tu începi să-i împrumuți din comportament și să răspunzi cu aceeași monedă, exact, să fii și tu nervos, să fii tu supărat sau ce mai departe, nu te ajută cu nimic. Și nici pe dumnealui. Profesorul respectiv, dumneai, profesorul respectiv, nu ajută cu absolut. Păi da, nu are cum. Da? Deci nu ajută cu absolut nimic. Acum, profesorii pe care i-am avut au fost și profesori foarte buni, dar din punctul meu de vedere și profesori care, din punctul meu de vedere, nu și-au înțeles destinul de profesor. Ei nu și-au respectat încă atât de mult cât ar fi trebuit meseria. Că până la urmă este vorba despre respectul față de meseria ta de profesor. Sunt profesori, din păcate, care nu și respectă meseria și care nu și-au înțeles destinul, din punctul meu de vedere. Da, normal. Da? Da. Poate dacă îl întrebă pe Andrei, poate are altă părere despre profesor, nu? Da, e fiecare este cu siguranță. Aici. Da, despre relația cu fiecare. De-aia zic că diferim de la persoană la persoană. Că tot vorbim despre istorie, despre... Să trecem un pic și la... Un pic așa, la partea politică. Da. De când ideea asta cu clubul elevilor liberali? A fost propunerea ta sau ți-a propus cineva? A fost inițiativă proprie în general. Uh-huh. Am fost ajutat în mine. Nu zic nu. Cu siguranță. Că altfel nu se poate. Păi, normal, fără, nu poți singur. Poți să faci chestii singur. Totuși, eu de când eram mai mic, eram pasionat de tot ceea ce înseamnă, domnule, să știu, prin capul spriniștii românii. Dar nu ăștia de acum, de ce e din perioada interbelică, de exemplu, de antebelică. De la Carol I de când, mă rog, sau... Păi la satul român modern. Păi cam de la Carol I. Cuza, Carol, ceva, de genul de început de atunci. Să văd care au fost mari de personalități politice pe care le-am avut și am avut mari personalități politice. Normal. Chiar am avut personalități. Am fost fascinat de viețile mele cu Bădicianu. Lui Ion Cebrătian, lui Manoel Costache Epureanu, lui Teodor Rosetti, Titu Maiorescu, Lascăr Catargiu, Marcu Catargiu,
Deci, personalități care Alexandru Magnoma, Ionice Brătianu, Dragnea Interbelica, avem mari feminiști, da? Deci, personalități care m-au marcat. Chiar dacă nu le-am construit niciodată, prin cariera lor, prin parcursul lor profesional, prin felul în care au luptat, cum în diplomație, cum au luat deciziile în caz de război și așa mai departe, m-au marcat. Și am zis că este o datorie morală față de statul pe care îl reprezinți. Să știți că eu nu sunt naționalist. Nu pot să spun că iubita noastră patrie, sărăcuța de ea, Asta chiar vreau să spun. Care e diferența dintre naționalism și... O diferență foarte mare. Iubirea este un sens, este un sentiment, un element care e foarte, foarte rar și important, de fapt. Faptul că ai o afinitate față de ceva, o mică dragoste, nu se aflu iubire. Deci, când zici că îți iubești țara, zici un lucru greu. Deci un lucru greu, un lucru care presupune că tu critici țara pentru lucrurile rele și o lauzi pentru lucrurile bune. Deci dacă tu ești cei care se pretind iubitori de patrie și nu... Și ignoră efectele patriei. Ignoră faptul că există corupție în continuare. Ignoră faptul că nu am luat cele mai bune decizii de-a lungul istoriei. Ignoră faptele istoriei, certe. Cum că a fost contextul internațional, european, de așa natură, încât ne-am putut forma ca stat modern. Ignoră toate aceste fapte, asta dovedește chiar nici de cum o iubire față de patrie. A iubi o persoană înseamnă ai putea totuși vedea defecte și a încerca să le, cu toată putința, dar a încerca să le, să faci să fie bine acea persoană. A încerca să, că îți pasă foarte mult de acea persoană. Încerci să o cizelezi, să îi dai sfat. E, așa trebuie să te cumpăși și cu țara pe care o iubești, dacă iubești o așa ceva. Pentru că a iubi o țară este foarte greu, adică este un lucru nobil. Pentru cine reușește să-l atingă, dar... Din punctul de vedere, dacă spui doar așa oricine care spune că își iubește țara, câți ar fi în stare să moară pentru țara lor? De exemplu, dacă o iubesc. Da? Adică se spune, deci părinții, 9% din ei, că sunt și cazul în care, și-ar da viața pentru copiilor. Pentru că este o iubire necondiționată. Dacă ar avea nevoie de... Da, oarecum poți compara părinții și copiii. Dacă zici că iubești patria, a iubi înseamnă a face sacrificii enorme înainte de toate. Așa, în primul rând. Din punctul meu de vedere, politicii nu trebuie să ne iubească țara. Trebuie să o respecte, unul, și să facă tot ce stă în putință în a o îmbunătăți. Asta este. Că cei care spun că și iubesc și nu fac nimic, chiar nu ajută cu nimic. Sau cei care fac, dar doar pentru ei... Da, e pentru țară. Deci, gândiți-vă, eu, pe lângă faptul că nu sunt, deci eu nu mă pot încadra în categoria naționalistă, eu am alte principii pe care mă bazez. Eu, de exemplu, poate să fiu un patriotism extins, la nivel european, să fiu o comunitate internațională, supranațională, care să nu țină doar de pretențiile, interesele unei țări. Să fie ceva supranațional care să aibă ca interes perpetuarea și progresul condiției umane, a perpetua o stare de prosperitate socioeconomică, de a o uniune federal politică, ceva care să poată să mențină pacea și securitatea în lume. Deci asta este de fapt important, pentru asta luptăm. Asta nu pentru cea mai important, nu? Nu pentru. Deci faptul că România a reușit să intre în NATO și în Uniunea Europeană este un lucru bun. Pentru că am intrat într-o familie. Acum ce face familia asta și responsabilitatea noastră. Da, e și... Deci, automat, dacă ești într-o familie, îți asumi... A fost marcat. De asta, oricum, dreapta, stânga, astea sunt niște concepte care sunt relative pentru că tot a pornit din Revoluția franceză, când președintele Adunării Naționale stătea în față,
deputații care erau cu monarhia, monarhiștii, care erau cu regele, cu aristocrația, stăteau în dreapta. Și cei care erau cu Republica, cu Revoluția, erau în stânga. Adică cei care erau în dreapta erau conservatori, ceva care se conserve tradiția, religia, monarhia. Cei de stânga erau dinamici, erau energici, erau adepții schimbări, orice schimbare să fie schimbare. Știi? E, acum nu se poate aplica cum se aplica atunci, pe timpul Revoluției franceze. Acum liberalismul s-a contopit cu conservatorismul, acum se întâmplă, adică, de exemplu, toți zic că Partidul Național Liberal, de exemplu, un partid pur de dreapte, așa de parte, dar trebuie să ne gândim că PNL-ul până în 1918 a fost parte de stânga. De ce? Pentru că asta cu stânga și dreapta nu merge decât dacă pui în relație cu altceva. Pentru că nu ar exista exact conservator dacă n-ar fi și progresiști. Adică, conserv ce? Deci, ideea e că până în 1918, când PNL-ul a avut ca adversar politic Partidul Conservator, PNL-ul a fost de stânga pentru că era în relație cu Partidul Conservator care era de dreapta. Era de dreapta. Pentru că Partidul Conservator erau moșieri, acei mari proprietari la titulat, moșieri, dar mari boieri, foști, adică copiii foștilor boieri din țările române. Da. Burghezia era în Partidul Național Liberal și atunci, da, liber profesioniști, burghezia, adică profesii liberale, avocații, profesorii, da, adică afaceriștii, economiștii, deci așa erau. Deci, Ion nu se spune, omite Partidul Național Liberal să spună și nu e bine, adică să recunoască că Ion Cevrătianu, adică primul tatăl, da, Ion Cevrătianu, și Cea Rosetti erau liberali, dar erau socialiști, pentru că erau liberali radicali, adică liberali care, care doreau să schimbă ordinea socioeconomică care era de față de cea domnia aristocratică, adică preponderența moșierilor și mai departe, deci ei erau mișcați rău de ideile de stânga socialist revoluționare, pentru că ei au participat în revoluția în 1848 în Franța. Da. După aia, adică ei au luat germenul acesta revoluționar, spiritul revoluționar de stânga în Franța, unde în 1848 au fost mari mișcări tectonice, să spunem așa, ale ai clasei muncitoare care deja era în ascensiune. Karl Marx publica în 1848 manifestul Partidului Comunist la Londra, pentru Friedrich Engels. Ok. Da, deci ce spuneam? Păi, ideea asta este că nu trebuie să ne ascundem de trecut. Deci un om care e și vegetat din punctul de vedere trebuie să nu se spune de trecut, să-și conștientizeze greșelile. Trebuie să continue cu viitorul. Exact, trebuie să se gândească la, uite, ce am greșit în trecut, ea este ca lui Hegel. Deci despre ce vorbeam? Ce am greșit în trecut? Exact. Am dat-o dintr-o extremă în alta, că asta s-a întâmplat, adică în secolul 20 noi am trecut de la statul național legionar și de la Ion Antonescu la dictatura militară a USA, de la extremă dreaptă la extremă stângă, adică nu a fost nimic. No. Ideea este că politica astăzi, mai ales în România, nu mai ține cont neapărat de dreapta și stânga. Ține cont și ar trebui să țină cont de principiul umanist în politică, de a face pentru oameni. Pentru oameni, a pune omul în centrul activităților publice, de a face ca România să prospere din punct de vedere socioeconomic și politic, să întinem, să mai fie curte, care se întineze în mod patologic, mediul de afaceri și așa mai departe. Treaba asta nu o să dispară niciodată. Vedem, Corupția n-are cum. Deci este, totuși, din 2007 începând în pace, din punct de vedere cel puțin economic, România a progresat. Deci anul trecut, PIB-ul României a devenit mai mare decât cel al Spaniei și cel al Greciei. Deci produsul intern brut. Datorită ajutoarelor care au venit de la Bruxelles, de la Uniunea Europeană. Deci 60 de miliarde de euro care au venit în coace. Da, deci este mult și aceste au fost investite pentru a produce mai mult. Deci asta înseamnă politică în spirit umanist. Da. Eu fac parte din această organizație și sunt președinte al biroului politic județean Bacău la această organizație și încerc, prin participarea la ședințele naționale care sunt și așa mai departe, să contribui și eu cât pot la prosperitatea aceasta
A României insulară, da. A României pe mărunt. A României pe mărunt, da. Și, da, da, era o întrebare care mi-a venit acum în cap, care nu știu dacă s-ar potrivi la tine, dar pentru că gândești în felul ăsta, cred că ai putea să răspunzi. Dacă, de exemplu, ar trebui să te naști a doua oară, ce ai vrea să fii? Sau, da. Ce-ai schimba? Ce-ai schimba? La trecutul tău, mai exact. Aș fi vrut să să descoper marile concepte filozofice ale lumii mai de mea. Mă așteptam să spun s-o stat. Pentru că contactul cu Plato, cu Marcus Aurelius, cu Sfântul Augustin, cu Kant, cu Schopenhauer, chiar cu Eminescu. Deci, contactul cu aceste mari, mari figuri ale culturii europene, din antichitate și până acum, te modelează ca om. Și nu cred că ar trebui să lipsească din convita privoare, persoane moderne, europene, nu european, dar lipsesc, clar. Adică, nu toți oamenii fac astfel de căutări în sine. Pentru că, da, la urmă, tu cauți în sine, cauți, de exact, cauți ceva care te cauți pe tine, într-un fel. Deci, filozofia trebuie să înțelegi lucrurile. Deci, e foarte importantă. E foarte important ca, dincolo de istorie, eu pe istorie mă axez pe studiul realității, într-un fel, dar fără o înțelegere a psihicului uman, a condiției umane, a conceptelor fundamentale care s-au perpetuat în istorie, în Europa, nu poți analiza istoria, din punctul meu de vedere. Chiar dacă ideile nu fac istoria, adică istoria nu este determinată, cursul istoriei, motorul istoriei, nu sunt ideile. Cum au crezut greșit idealiștii germani sau Eugen Ovinescu. Nu. Motorul istoriei constituie elementele materiale, economia, societatea, dar faptele, faptele materiale. Și cu asta, și de aici este concepția materialista istoriei, dialectică, să mă alegi dialectic. Dar acesta nu respinge neapărat căutarea în sine și descoperirea marilor concepte care au format conștiința umană. Care au format conștiința umană. Fără să te întâlnești cu măcar cu un dialog socratic sau cu un fragment din filozofia stoică, din Epictet, din, nu știu, din Seneca, din Marcus Aurelius. E foarte greu să faci față provocărilor din lume. De ce există atâtea probleme psihice? De ce există atâtea... depresia ține de trecut. Nu? Adică ține de trecut, anxietatea de viitor. Nu reușim să trăim în prezent. Și în... Da. Deci anxietatea este acea angoasă față de ce se întâmplă. Depresia este ceva care ține de regretul excesiv și existența care ține de trecut. Ideea este că nu reușim să trăim în prezent la ziua de azi. Suntem pe fugă tot timpul. Gândul nostru fuge. Da, ca să te antrenezi. Întotdeauna doar. Deci conștiința este ca un mușchi. Se antrenează. Dacă tu nu reușești să o antrenezi, o să-ți joace feste. O să, da, exact. O să deci o să joace feste. Deci, dacă nu reușești să o înveți că a trăi clipa prezentă este o mare virtute, nu poți face toate probleme vieții fără să fii, să te destabilizezi. Da, păi, normal. Și să vedem un pic și despre care sunt principiile și temele sau subiectele pe care le
explorezi în discursurile tale? Și cum te ajută să-ți susții argumentele? În teme din discurs. Pe care le ai la, știu, la evenimente, la... Păi temele din discursurile mele depind foarte mult de subiectul. Dacă este o conferință de istorie, fac o documentare strictă, care să nu... Deci te documentezi exact pe... Da. Și încerc să nu divagiez, pentru că asta este o metea la autori istorici. A porni cu o idee și a devia, a divaga, începe să povestești, efectiv, dar nu e bine. În simpozioane de istorie, în conferințe, în prezentări, eu trebuie le țin cu specific istorie, încerc să construiesc un plan clar. Eu niciodată nu scriu discursurile. Exact, asta era și pregătirea pentru discursurile pe care le țin constă într-un plan de idei. Cu liniuțe. Niște lucruri pe care mi le scriu, după aia îmi subliniez ideile ideilor principale. Cele principale le evidențiez sau le subliniez, ca să știu să am un schelet. Era scheletul, așa făcea, știți cine făcea așa? Un mare orator al secolului 20, care a avut, care din cauza traumelor copilăriei și din cauza tratamentului pe care l-a suportat în tinerețe, a devenit unul dintre cei mai cruzi dictatorii secolului 20, Adolf Hitler, care își pregătea în perioada 1919-1920 candidat în Partidul Național Socialist al Muncitorilor Germani, care este de apel, da? A intrat în partid și ținea discursul la un foarte de marator. Deci știa să acapare de bunul, ținea discursul de 3 ore. Da, exact. 3 ore, vă dați seama ce înseamnă asta. Da, înseamnă că trebuie să ai ceva de spus. Dacă vrei să o faci în 3 ore, conferințele TED au 20 de minute. Vă dați seama cum e să vorbești 3 ore. Adică, mă rog, Hitler își făcea așa, doar planul de idei. Îl avea planul de idei. Nu își făcea discuție, cum să faci discuție 3 ore? Dar cum? Adică să ai 5 ani la el. Așa fac și eu. Nu scriu ceva de discuție. Mi se pare foarte... Mi s-a reproșat odată, nu vreau să zic de câte 5 și când, pentru că nu e frumos. Dar nici nu are importanță. E vorba de sau de spirare să nu creadă că e ceva în negru cu dumneavoastră. Mi s-a reproșat odată că după ce am ținut un discurs liber, adică natural, fără să-mi pregătesc, aici, cu un plan de idei, dar liber, adică să vorbesc liber. Mi s-a reproșat că s-a văzut că nu este pregătit. Adică că nu e învățat pe de rost. Și am zis că, păi și ce e o problemă? Nu, mai s-a reprezentat că învățat pe de rost, că, într-un mod subtil, că nu ne-am, efectiv, n-am venit cu clipboard-ul ăla în față și am tot uitam pe... Și am zis că dacă asta doriți, nu mai pot să fac ce îmi ceresc, pentru că nu sunt pe principiul ăsta, nu păcate. Tu vii în fața unor oameni și, din punctul meu de vedere, trebuie să arăți că ești ca ei. Nu că... Trebuie să spui propriile păreri. Trebuie să spui exact ce... Dar poți să spui și propriile păreri, trebuie să le spui în mod liber. Evident că nu este normal să vii în fața unor oameni complet pe din afară, nepregătit total, cum au mai fost. N-ai cum, adică să vii și să începi să povestești ce ai făcut în tinerețe sau adică nu e pe nimeni. Ideea este că trebuie să-ți pregătești așa, uite că vorbesc despre asta, îmi poate în cap îmi construiesc o chestie, oare ce zic am așa, dar nu o poezie, că nu sunt recitat. Sau povești sau... Da, chiar apropo de discursuri, vreau, dacă ești de acord, și o să o fac așa ca să rămână,
ca să fiu sigur, aș vrea să-ți propun ca, probabil, nu știu, dacă la vară sau oricum, cu siguranță după ce trec aceste alegeri, vreau să fac un workshop. Și tema workshop-ului va fi ecoturism pentru Mănăstirea Cașin. Mai este cineva care o să aibă un discurs pe tema asta, dar chiar aș fi onorat dacă ai putea. E bine că trebuie să mă documentez în primul despre... Păi, normal, păi de ce... Deci, păi, de ce ți-am și spus acum? Pentru că... Nu, e acum, e... Da, înțeleg. Sunt doar de invitații și sper să pot lua cum trebuie. Asta ca să nu cumva să uit această idee. Și acum câteva sfaturi pe care le-ai dat tinerilor care sunt interesați să-și dezvolte abilitățile și abilitățile astea de orator în activități extrașcolare. Am mai încercat, pentru mine modelarea altor persoane reprezintă o datorie, pentru că eu am acest spirit. Exact, de aceea sunt eu cu acest lucru e foarte important, însă sfaturile fundamentale pe care le-aș da eu cu experiența mea, că nu e mare, cât am trăit până acum. Dar e foarte importantă. Da, aș spune să le placă, să facă totul din suflet. Unu, pentru că asta este condiția sine qua non a tuturor. Întregii activități profesionale. Orice face, a succesului întregii activități profesionale. Să faci, când faci ceva, să faci cu tot sufletul, să nu faci superficial. Când vrei să te avânzi într-o aventură culturală, să studiezi, pentru mari autori germani, să faci cu tot sufletul, să faci din rădăcini de sufletul tău. Când vrei să studiezi în un moment al istoriei, foarte mult cu un holocaust, de exemplu, trebuie să vrei să o faci din tot sufletul, trebuie să o faci consolidat, perseverent, tot sufletul. Când vrei să ții, m-ați întrebat de discursuri, de oratorie, nu? Da. Din punctul meu de vedere, a fi un bun orator implică și un talent născut, să zicem, dar care este, cum se spune, necesar, dar nu suficient. Deci, este benefic. Continuă... Da, este benefic, dar... cu dumnealui, ca să spunem așa, nu faci nimic. Pentru că trebuie să îl cultivi. Oratoria începe, oratoria mare a Europei începe romantică. Începe cu Cicero, începe mari oratori ai senatul roman. E cam din epoca romană. Mari oratori din senatul roman. Apoi avem clericii din Evul Mediu. Deci clericii din Evul Mediu erau mari oratori. Exact. Mari oratori, cei din abații, din mănăstiri, din mănăstirile occidentale. Până și mitropoliții de-a noi, din țările române, erau mari oratori. Erau călugării din Occident, au fost profesori universitari pe Evul Mediu. Când s-au fondat primele universități din Europa, avem Europa, la Bologna, 1088, acum 1000 de ani. Profesorii erau toți teologi, călugări, la abații. Băi da, asta era intelectualitatea. Asta era intelectualitatea atunci. Profesorii erau în mediu. Da? Erau mari oratori. Mari oratori. Știau să stăpâneau cuvintele. Scolastica, da? Scolasticii stăpâneau cuvintele, stăpâneau termenii, ideile, conceptele. După aceea mergem la luminism, apar umaniștii, luminiștii, după aceea luminiștii, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Kant, da? Deci,
Exact. Și până și Parlamentul României, în perioada antebelică, în perioada lui Carol, în perioada interbelică, a avut oratori de excepție. Da. Aproape toți deputații, deci aproape toți membrii al noi deputaților din perioada lui Carol, politicienii precum Brădianu, precum Covelicea, precum Cea Rosetti, precum frații Golescu, erau mari oratori. Mari oratori, că știau să facă discuri. Da, avem și grana interbelică, pe Nicolae Titulescu, tatăl Tulescu, o mare, mare, mare. După aceea, oratoria are această calitate de a schimba oamenii. Sunt discursuri care au schimbat lumea. Tocmai de aceea ți-am spus. Da, din punctul meu de vedere, un studiu temeinic și o dorință de a te îmbunătăți, de a-ți îmbunătăți calității oratorice, este exact de a studia aceste mari temate ale oratoriei, ale evoluției oratoriei și de a lua exemplu. Da? Pentru că, exemplu, de a lua exemplu, nu de a copia. Da. Nu, dar nu trebuie să copiezi. Deci, n-ai cum să copiezi un felicit. Adică, deci, ideea este că fiecare persoană e diferită. Fiecare poate să împrumută multe lucruri la multe persoane. Trebuie să ne construim un propriu destin. Deci, acum asta ar trebui să se înceapă. A vedea care sunt marile figurile oratorii și să vezi care sunt secretele. Da, după aceea care sunt metodele. Să știi că un discurs bun începe cu un captat cel de informație. Da? Să știi asta. Exemplu. Un principiu fundamental. Să știi ce să cere ca să știi ce să prezinti. Da. Să știi că trebuie să ai o introducere, un cuprins, o cheie, ca orice creație. Să iei rotundă. Să începi ceva din impact și să termini cu ceva din impact. Foarte important. Da, să începi cu... ceva de impact și termin în același mod. Revenind un pic la clubul elevilor, tocmai tu ai spus că ai devenit președintele clubului și care sunt obiectivele tale, principiile din acest poziție? Principiile mele ca Băcăuan, în primul rând, să se aduc Bacău pe harta clubului liberal. Pentru că înainte de mine, nu știu ce să-mi fac cu anii, dar eu știu ce să-mi fac de ce. Dacă nu e luat în seamă, adică nu era luat în seamă la național. Acum sunt președinte din 2002, de un an de zile așa, în 2003. De curând. De curând, da. Și de acest curând, da, de atunci, dacă a început să nu știu. Adică, este pe lângă filialele sectoarelor din București și Ilfo și Brașov, Bacăul este cea mai activă filială, cea din țară. Deci, pentru că am reușit să creăm un salon cultural, Constantin Stamat, care se întâlnește și care discută lucruri. Pentru tine, pentru cei care sunt interesați. Nu obligăm pe nimeni. Nu facem propagandă. Deci, ideea este că se dezvoltă în comunitatea. Am încercat să lupt pentru Bacău, ședințele naționale. Am fost recent la Camera Deputaților, la ședințele naționale. Chiar vroiam să vorbim despre asta. Ai Focului. Și am avut ocazia să țin discuții la Camera Deputaților și în care am spus că după 35 de ani de la Revoluție, ar trebui ca și Bacău să aibă reprezentat în biroul executiv la nivel național. Nu are. Da. Deci, eu încerc să duc pentru comunitatea mea, pentru că de asta sunt prezinte pe Bacău. Pentru Bacău, la urmă, nu? Da. Când o să am altă funcție, sau dacă o să am, este complementat cu altceva. Da, normal. Revenim la cărți. Că e pasiunea ta cea mai înfocată. Care e cartea ta preferată? Cartea mea preferată este Anna Karenina, de Lev Tolstoi. Este, din punctul meu de vedere, cel mai bun roman care s-a scris pe data. Pe care a putut concepe un roman.
am fost toți. A îmbina atâtea planuri diegetice ale, ale contopii. Mă surprinde cum de aia ai ales cartea asta. Da, da. De a le contopi, de a le intersecta, a intersecta acțiunile, a construi astfel de personaje cum sunt Ana Karenina sau Kitty din, din Ana Karenina sau Vronsky, Levi, Nara. Sunt personaje pe care toți le-a construit cu asemenea maestrie. Indeși, nu știu cum fac, nu e inteligibil, nu știu, nu pot să înțeleg cum a reușit să, fiind roman realist, cum a reușit să, să construiască astfel de personaje. O personaje care, care iese asupra față, care iese deasupra, cumva se plasează deasupra romanului. Sunt persoane pe care parcă le vezi în față. Deci atât talentul pe care îl are, pe care l-a, și-a cultivat Tolstoi în a descrie, în a, a arăta prin Ana Karenina marile tare ale societății. Și nu sunt foarte diferite de cele ale noastre. Problemele societății de atunci, pentru că descrie o societate aristocratică din Rusia, secolul 19, da. Și nu sunt foarte diferite, de, adică erau aceleași tipologii umane. Nu are cum e... Să vezi cum evoluează un personaj ca Ana Karenina, care începe prin a fi căsătorită cu un, un om de stat rus, care lucra la minister, era, un, era o familie înstărită, era... Și cum a ajuns, cum a străbătut tot romanul acela. Și la final, se sincide arătându-se în fața unui tren. Deci, este ceva extraordinar. Eu am trăit Ana Karenina. Am știut de două ori complet. Am savurat fiecare pagină. Înseamnă că pentru mine... Chiar ai trăit cartea dacă ai reușit să o citești de două ori? Deci, pentru mine, Tolstoi reprezintă cea mai scriitor. William Faulkner, care este un scriitor american, întrebat care este topul primelor trei romane din istorie, a răspuns Ana Karenina, Ana Karenina și Ana Karenina. Și de pe locul 4, celălalt. Deci, este ceva special dacă reușești să te conectezi cu Tolstoi citind Ana Karenina. Este ceva special. Ei, asta de literatură. Sunt dacă mă întrebați, dacă mă întrebați de literatură, sau ce m-ați întrebat? Da, de... Da. De istorie nu pot să zic. Pentru că sunt atât de multe cărți fascinante. Păi... De aceea nici n-am... Da, sunt foarte, nu, sunt prea multe, sunt foarte multe cărți fascinante care mi-au schimbat viața, care m-au făcut să privesc lucrurile într-o altă perspectivă, de exemplu, Neînfricații. Mark Felton, pe care a scris Neînfricații, este o carte care descrie ororile care s-au întâmplat în lacrimi în Japonia, din al doilea război mondial. Mult mai crud ca pe carte, ca ce s-a întâmplat. Da, păi... Deci, să știm. Prizonieri englezi, adică britanici, americani, europeni, europeni, erau francezi prinși în cazările nenorocite ale, ale japonezilor și le opreau apă la WC și lăsau să moară de dizenterie, făceau bombe. Da. Deci ceva care încălcau toate, încălcau dreptul internațional, încălcau toate convențiile la Geneva posibile care reglementau tratamentul prizonierilor. Departe. Era, deci era cea, carte de carte de filozofie, meditați în acțiu, de sunt pentru mine, ca Biblia, pentru creștinii. Da, 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 e o treabă. Și cum vezi rolul tinerilor în promovarea valorilor culturale și istorice în societatea contemporană? Nu, dacă ar fi promovate, în special de tine, ar fi foarte frumos, dar nu, nu e așa. Plecarea aceasta către, m-am spus, cariera academică tradițională cu o școală bine, bine făcută, cu, cu lecturi importante, în CV, tău personală, că nu scrie acolo că ai citit, nu știu ce crede, ai NLR-ul tău, reși, da, da, cu lecturi importante, cu, să știi să faci un referat științific perfect sau lucruri de genul acesta,
astea nu mai au interes în ambiție. Pentru că nu, societatea nu le mai, nu le mai arată că asta prinde. Deci toată lumea vrea, indiferent ce spune, prosperitate materială. Deci toată lumea vrea, pe scurt, să trăiască bine. Și nu este din ele condamnat, este e ceva normal. Da, iar dacă ei văd, iar dacă da. Se vede, că un profesor câștigă cât câștigă, de exemplu. Sau că un cercetător la institutele din București câștigă cât câștigă. Și după aia vezi un influencer care câștigă, care este ultra, câștigă dublu, cât milionar. Exact. Făcând cu toate lucruri. Evident că modelul, reperul se schimbă. Numai. Trece de la partea cu doar academică la cealaltă, adică la altă parte, adică care nu ține de asta, pentru că după asta se întâmplă în lumea. E total diferit. Dacă profesorii ar fi și ei multimilionari, vă asigur că 90% dintre ei și-ar dori măcar, dacă n-ar reuși, și-ar dori măcar lucrul. Deoarece nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu putem să avem pretenții la mă rog, nu spunem că acum 15 ani de la tragedie, să un profesor cu 25 de ani de experiență a fost doctor. Era da. Ceva. Da, acum este mai ok. Da. Și sperăm să se redeseze situația. Atât. Da. Și pentru că se zice că cred că ne apropiem de sfârșit, nu știu exact. Care sunt planurile și aspirațiile tale pentru viitor? Atât în ceea ce privește studiul, cât și implicarea ta socială și culturală. Planul meu pe viitor este să imprimez menirea mea pe care am simt întotdeauna cel didactică. Să reușesc să, chiar dacă nu pot să dau un capăt, poate din nou să am capacitatea de a forma caractere, dar de a înjuma oameni. Dacă nu-i formezi, măcar e în drum, nu? Da, e în drum, în domeniul istoric pe care îl cunosc eu. Ce mai care eu, care pot să-l amintesc, să spun, care pot să-l joc. După aceea, v-am spus, dacă se ivește ocazia și oportunitatea de a-mi pune servicii în slujba statului român, pentru el. Da, deci dacă auzeam ocazia să-mi pun servicii în slujba statului român, să pot să ajut cu ceva, nu aș refuza. Da, nu ai refuza probabil... Nu aș arunca la coș oportunitatea, exact. Din comoditate. Exact. Pentru că toți oamenii critică, să știți. Toți oamenii spun că, ce-a făcut domnul... Nu știu cine, nu știu. Dar implicarea nu vine dată în acel care critică. Deci, cei care critică doar critică. Da, doar. Din păcate, n-au și spiritul acesta comunitar, care trebuie să existe, ar trebui să existe fiecare zonă ca ființă socială. Dacă ai cu adevărat osificat un astfel de spirit comunitar, te implici. Reușești să te aduci contribuția. Măcar nu trebuie neapărat să fii un da. George Washington, dar măcar să contribui cu ce poți. Fără să mai poți. Doar să arunci. Adică nu trebuie să fii doar consumator, să fii și producător. Da. Și pentru că chiar că suntem la final. La final aveam o întrebare pe care am pus-o cam aproape la toată lumea. Și bineînțeles, am pus-o și la Andrei. Dacă ai o întrebare pentru mine? Întrebare pentru mine, lasă. V-aș întreba ce va determina să vă apucați de podcast acesta, care este din punctul de vedere foarte, foarte frumos. Adică văd că aveți aici și da, mulțumesc, și niște plachete, nu de Apropo de plachete, pentru că suntem la final și chiar bine că ai adus aminte, pentru că vezi chestia asta, da? Da.
Ăsta e oarecum făcut de mașină. Ăsta e făcut de mâna mea. Și, a, mulțumesc frumos. Și e din partea... Super, mulțumesc frumos. Cum? Da. Este minunat, ce pot să spun. E cu atât mai de valoare de mâncă cât e cu mine de dumneavoastră, manual. Da. E, să zicem, recunoștința mea pentru cei care vin. Invitați. Mulțumesc mult. Și, da, nu știu, o să faci cele fie. O să-l pun la birou, da. Da. Și, da, ce m-a determinat să fac podcast, nu știu, plăcerea de a descoperi oameni. Cel mai simplu. E plăcerea asta de a descoperi oameni, pentru că în... Să zicem, în copilăria mea, nu știu, m-am simțit așa un pic constrâns de dreptul ăsta de a vorbi și de a interacționa cu oamenii. Și tocmai de aceea am vrut să fac. Ideea podcastului mi-a venit de foarte de mult, chiar pot spune că nici nu a apărut ideea de podcast, deci erau interviuri, prima dată când a venit ideea, deci da, nimeni nu făcuse, am vrut să fac, pe atunci n-am putut, pentru că logic nu aveam cu ce, da. Și acum dacă tot am cu ce, și cu cine, bineînțeles, e cel mai important. Să ai și cu cine să faci dacă vrei să te apuci de lucruri. Să ai și cu cine. Și da, cam asta a fost dorința mea de a cunoaște oameni. Cum ți-am spus. Îmi place să interacționez cu oamenii în ultimul timp. Poate a început să-mi placă din ce în ce mai mult. Și de aceea am vrut să fac podcastul ăsta. Pentru că, na, probabil că și la tine e primul podcast și îmi place întotdeauna când, dacă invit pe cineva, mi-ar plăcea să fie prima dată la mine. Da, să fiu cu oarecum primul, dar nu e nicio problemă dacă e al doilea, nu mă supăr, din părere. Și... întotdeauna, cu fiecare podcast, învăț câte ceva și descoper că greșesc câte ceva, cu siguranță, chiar și aici, cu siguranță, am greșit foarte multe, dar învăț din orice și, în general, tot ce cu ce când m-am apucat de treaba asta, am fost autodidact. Bine, asta am spus-o și în podcast trecut, dar o să repet ca să se rețin foarte benefic și autorizat. Adică nu se genera, nu poate să satisfacă toate. Normal. Dorinte și cerințe. Cel puțin pe când am făcut eu școală, da, și era nimeni și nu se gândea. Pot să zic că am prins, ca de exemplu, canalul meu de YouTube și... Pentru cei interesați o să spun, e Ciprian Zota, deci ne găsiți pe YouTube. E înființat în 2006. Deci în 2006, e chiar la începutul YouTube-ului, deci am prins YouTube-ul cum era la început. Da, 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 e ceva, deci un pionier. Da, pot să zic, e pot să zic, da. Și o să încerc pe cât pot să păstrez ideea asta. De aceea și eu aș vrea să, ca invitat să fie în premieră. Pentru că tocmai de aceea vreau să păstrez ideea de pionierat. Super. Vă mulțumesc frumos pentru ocazia acordată și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o.
și pot să zic că m-am simțit foarte bine. Discuția a fost una plăcută, sper să fie plăcută nu numai pentru noi și, și pentru spectatorii care urmăresc. De aceea care vor urmări și vor asculta. Care vor asculta podcast-ul. Și sunt deschis și la viitoare colaborări, să știți. Adică, chiar dacă suntem pionierat, putem să facem cine știe, dacă ne cere publicul și ediția a doua, ediția a treia. Da, da. Important este să ne dezvoltăm împreună. Deci asta e și ideea grupului de hub pe care l-am făcut pe Facebook. Asta e, de la ideea asta am pornit când am făcut grupul, a colabora și de a crea ceva împreună. Pentru că dacă ai observat descrierea grupului de hub și a Sperio a unui hub, într-adevăr, să fie istorie, tradiție, cultură, sport. Deci astea trei, cam astea trei teme, aș vrea să le ating în hub. Deci vreau să aduc oamenii împreună. Foarte importante pentru oamenii împreună. Asta e ceva. Sunt esențiale pentru buna funcționare a societății. Tocmai de aceea le-am și ales. Că e ceva esențial. Deci, încheiem, nu? Fac și încheierea, nu? Așadar, acesta a fost podcastul de vorbă cu Mai Ciprian Sota. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Pentru mai multe informații, vă recomand aceste două cărți. Să le citiți pentru a înțelege într-adevăr ce înseamnă istoria. Mulțumesc, Victor Putașu, pentru că ai venit. Eu mulțumesc pentru invitație. Și poate la o reauzire. De altfel și cu voi, la reauzire și pe curând.